Bine ne-am regăsit. În primul rând, aș vrea ca să vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat, pentru că acum suntem deja o comunitate de 1110 abonați. M-am uitat acum câteva minute și suntem 1110. Și vă mulțumesc tuturor pentru bunăvoința voastră și celor care ne privesc încă și nu s-au abonat, nu-i problemă, au timp să o facă în continuare. Astăzi aș vrea ca să vorbim despre brânză. Voi face 3 filmări începând de astăzi, și una vinerea viitoare și cealaltă vinere. Așa, pentru că mi-am propus ca să filmez și să postez în fiecare vineri. Aș vrea să vorbim despre brânză și despre formele în care facem brânza. Se găsesc pe piață diferite forme rotunde sau dreptunghiulare sau pătrate, special făcute pentru brânză. Acum nu știu cât costă, dar înainte știu că erau cam scumpe și căutam soluții, pentru că era cam în jur de parcă 10 euro la început când a apărut. E posibil să fie mai scumpe, mai ieftine, pardon. Și am găsit o soluție și aș vrea să vă arăt și vouă ce fel de forme folosim noi pentru a pune brânza. Pentru că este modelul clasic cu care am crescut, așa, când bunica avea un săculeț de tifon, când avea vacă și îl atârna la... avea ea un cui al ei unde îl punea acolo. Și când a luat laptele de la stână de la oi, folosea o crintă. Acum noi nu folosim nici tifonul, nici crinta și aș vrea să vă arăt și vouă un mod mai ieftin și foarte bun de a pune cașul la scurs. Și este vorba de această casoletă, da? Are un litru și jumătate, scrie pe ea aici. Și ea, când este plină cu caș ras, tot ce se scurge din ea rămâne cam un kilogram de brânză. Într-o formă foarte frumoasă, pentru că se știe că forma produsului și modul de ambalare îl face vandabil mai mult de jumătate, pentru că probabil și voi ați pățit-o cum am pățit-o și eu, am văzut lucruri frumos ambalate și arătând foarte apetisant pe rafturi, l-am cumpărat și câteodată a fost bun, câteodată n-a fost chiar așa de bun precum arăta, dar ce ne-a determinat ca să-l cumpărăm a fost modul de prezentare, ambalajul și forma produsului. Și noi folosim această casoletă, da? Ea este acum nefolosită la caș, la brânză, și o să vă arăt cum procedez. Casoleta, bormașina, spiral de 3 și începem și îi dăm găuri. Imediat vă arăt cum. Deci, ca să se scurgă zerul, așa, uitați, începem să îi dăm găuri la casoletă, așa, facem cam 4 rânduri sau 3, cam 3 vine, cam 3 rânduri așa, aici în fiecare pătrățel și pe fiecare parte, 3 rânduri, 3 rânduri, 3 rânduri, asta oricum cade jos, eticheta cade jos când se opărește, cade jos. Da, și deci va fi cam așa. Fundul l-am făcut, așa, la sfârșit o să curăț cu caterul toate
tot ce a ieșit de la bormașină, de la spiral. Și acum fac și latura asta și asta și toate laturile și o să vedeți cum arată la final. Am făcut-o, uitați, e găurită toată, pe toate părțile, așa, inclusiv pe spate, da? Și acesta este cel mai ieftin mod de a face o formă frumoasă de brânză și care să arate bine, deci vă spun asta din proprie experiență, da? Deci una din asta de 1,5 litri iese 1 kg de caș. Scurs, frumos, aranjat, tot. O să vi-l arăt și cum arată. Așa. Există mai multe forme. Deci se poate face și într-una din asta. Da? Tot la fel este același. Aproape, are 2 litri, este un pic mai mare. Asta este cam la 1 kg și 3-400. Da? Așa. Sau orice fel de casoletă. Cred că sunt și hexagonale. Orice fel de casoletă care vă place. Pentru cei care au una, două capre și nu au lapte suficient, sunt casolete din acestea de 1 litru și este o bucățică de brânză foarte frumoasă la vreo 700 de grame. Așa. Pentru restul noi folosim așa ceva. Avem cam 10-12 bucăți și le pregătește Steli, le face cum trebuie tot. Dar asta o să vă arătăm data viitoare când o să vă spunem și o să vă arătăm cum facem brânza, ce fel de cheag folosim, laptele cât îl lăsăm ca să stea până când se ia cheagul și cam tot ce facem noi. Chiar dacă sunt secretele noastre, nu e nicio problemă ca să le împărtășim și cu voi. Pentru că fiecare e cu treaba lui, nu o să vin eu peste voi sau voi peste mine și așa mai departe. În sfârșit, astea sunt detalii, nu le luăm în seamă. Da. Acum să vă arăt cam cum arată o felie de brânză de-a noastră în casoletă care este pusă la scurs. Uitați, așa arată. Vedeți? Aici este 1 kg de caș. Este brânza pusă de dimineață. Da? Este dată cu sare, așa, aici deasupra, și încă nu este întoarsă. Așa arată. Vedeți? Dar mai multe o să vă arătăm vinerea viitoare. Bun, mulțumim frumos pentru că m-ați urmărit. Vă mulțumesc încă o dată pentru că suntem deja o comunitate frumoasă și destul de mare și vă mulțumesc și pentru comentariile care le faceți. Și dacă vă place, continuați ca să vă abonați, dați-ne un like, comentați și să fim cât mai mulți. Mulțumesc frumos, ne vedem vinerea viitoare!